Da, bună seara, Dea! Bună seara! Măi, ești ceva cu blou, așa, cu cordeluță, cum e? Splendidă! Splendidă, da. Nu-i așa? Da! Nu știu ce ați făcut în seara asta, dar toate sunteți splendide, mă bucur mult. Unde mergem? Mai unde știți filmul? Așa, ia. Mai știți filmul Blonda de la drept? Da, bineînțeles. Da, da, ies cu fetele perfectă, din film. Perfectă, ești de acolo, ah, da, da, dragă, da. Ies cu ele la un ceai să povestim bârfe, că ele erau cu bârfele. Ce tare! Da. Da, perfect, perfect. Se pupă perfect, nu și de asta, dar vreau să... Da. Trebuia să am și un chihuahua mic, dar eventual poate o pococa. Vrei să iei pococa în geantă? Genul meu 100%, feiță, blonda de la drept. Și ai fetele la bârfe ca și erau. Ele nu așa stați toate, stai liniștită. Sigur, dacă zici ceva de chihuahua, ator chihuahua. Nu, 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 nu. Tremur, vreau să lip, au și un păi tremurat, nu, nu, ceva de de... Nu, nu, nu. O să vin cu Suri la o emisiune. O pisică, care e mult mai pufoasă decât această geantă. Mai bine vrei cu pisica. Știu, vreau să o iau, o să o iau la un moment dat, e foarte greu cu... Eu vreau să vin cu Suri, pentru că Suri seamănă a chihuahua și va fi nervoasă cea și mărâită. Aole, mi-e teamă. Hai să vedem cum arată ținuta. Theo Rose. Îmi place mult ce ai făcut și îmi place și bentița acolo. Mi se pare că are ceva din gentuța aia... Păi mie personal nu-mi place, că nu port, eu nu port bentițe, cred că e prima oară. A, mai am una acasă pe care mi-o pun ca să-mi stea părul în aceeași formă. Dar am zis să fac așa o chestie de... E mișto și zona în care ai dus ținuta și pantofii aia, cum ai, că e un galben acolo și vine de jos. Îmi place mult. Mulțumesc. Bravo. Mulțumesc, Theo Rose. Mamă, mergem să vedem ce au de spus jurații despre ținuta ta... fetițistică astăzi, sper că nu mă înșel, habar n-am. Ei, așa e? Așa e în fața lor, te rog. Mulțumesc. Bună seara. Bună, bună, bună seara. Mă omor după geanta aia, sunt disperat, îți dai seama că... Te-o fac cadou dacă vrei, Cătălin. Ah, da, vrea. Zi frumos acasă. Nu e genul meu drăguț, stai liniștit. Nu, dar chiar se poate folosi pe foarte la multe... Ce? Păi da, poți să pui chestii în ea acasă. Ia. Uite, o lumânare, da. Mie ți-o dau lufimea. Da. Pentru ouă de Paște. Și exact, Raluca mi-a zis că ar merge cu ouăle de Paște. Da, 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 eu ți-am spus la ce aș folosi eu, dar oricum, mie nu-mi place, dar... Într-adevăr, astăzi ai asortat-o bine cu outfit-ul tău. Îmi plac și mie cele două produse din tricot. Nu-mi place fusta, chiar dacă e bine integrată în acest outfit. Dar și îmi plac și pantofii. Mă mai gândesc că am oare și ce chestii vis-a-vis de tine. Adică pretenții, ca să mă exprim mai clar. Mulțumesc. Și asta însemnând că astăzi ești destul de simpluță. Ok. E o comedie americană care mi-a plăcut foarte mult, făcută prin 60, cred, se numește Bunul meu vecin Sam. Ai ceva așa de nevastă americancă obsesivă. Și ar mai fi o variantă cu Laura Dern, care este în casă și răspunde la ușă. Când sună mama Lorei din Twin Peaks, dar în alt film, tot un lynch, okay. O mai ții minte când sună la ușă și se uite așa... vizorul, cum mi se vedea fața prin vizor, ceva superb. Zona asta este. Okay. Să știi că e un pin-up progresist, aș putea să-i spun. Deși geanta e foarte urâtă, i-am spus și Calinei, amândouă le-ați potrivit cumva în ținute, dar nu vă văd purtându-le pe stradă. Nu, nu, că clar. Nu... Sau mă rog, puteți face asta, până la urmă, de ce nu? Nici mie nu-mi place materialul din care e făcută fusta, are ceva de ștergar. Dar, per total, look-ul e unul potrivit. Mulțumesc. Mă mai gândisem la o gentuță roz. Era a doua variantă. Nu, lasă mai bine așa. Ah. Dar n-ai avut-o. Nu, o aveam. Chiar o aveam. Chiar o aveam. E o gentuță, uite așa, mică, pătrățoasă, cu torte scurte. Dar am zis că asta chiar am căutat-o pe internet, m-am dus, am cumpărat-o și erau trei. Și chiar o întrebam pe Calina când a fost, că era culmea să nu mai găsim... Ah, dar cred că a fost bătaie. Acum că le-a și promovat la Bravo Ai Stil, magazinul respectiv o să intre în faliment, toată lumea o să cumpere. Cred, not. Auzi, nu. Nu mai am ce să mai adaug, doar că arăți foarte bine astăzi, Dea, și culmea, ești puțin pe sex. Ai ieșit iarăși din pătrățica ta, de data asta ai făcut o evadare bună. Ok. Îmi place foarte mult ținuta, sincer. Cu observația de rigoare pe care le-au făcut Cătălin și cu Moris. Și pantofii îmi plac, tot îmi place. Mulțumesc. Să știi că bentiței că ai simțit-o acolo. Ai simțit-o. Las calificative. Bravo, dragă, ai stil. Mulțumesc. Ia zi pisi tu.
Promit că în ediția de mâine vei face ceva padabum. Promit. Și pe sex. Nu știu ce temă aveți, dar nu mă interesează. Și să-mi iei ochii și să zic meriți. Deci, Cătălin, sigur o să-ți iau ochii. Asta pot să spun. Opa! Mulțumesc! Ah, dacă a zis asta, e clar că e pregătit. Hai, am chiar aștept o surpriză. Mamă! Opa! Moris? Mulțumesc! Felicitări de ea, vorbește și cu cei de acasă. Mulțumesc! Hai că mi-a ieșit, chiar nu m-am simțit eu foarte confortabil așa, m-am uitat cu greu cum să-mi pun aceasta, am încercat vreo 3 freze diferite, în cele din urmă mi-a ieșit, mulțumesc din suflet, am reușit și cu geanta, n-am luat-o de pomană, deci e bine. Votați 3 la 1206 și vă rog să mă susțineți mai departe. Mulțumesc! Noi două comentăm practic aceea ca moșie de la balcon din Muppets. Da. Exact așa, eu și cu Moris, deci nașul practic se învârte pe aici, se grăbește să plece. Noi am rămas ca moșia din Muppets și mai zicem o vorbă, mănele aici, la balcon. În principiu doar o vorbă să-ți mai spun. Gențile erau oribile. Am dat și banii pe ele, firma respectivă e scumpuță. Uite-le cum sunt. E... Măi, câteva milioane, 100 de lei, mă rog, ca da, să revenim. Câteva 100 de lei tot a fost geata aia. Bă, nu l-am nici pe gratis, ce? Nici nu barcă. Firma place. Dar eu vreau să știu de ce ne întreabă pe noi Dana de Genteica, să înțeleg că i-a plăcut Genteica și o vrea pentru ea. Păi, a, cred că o vrei? Bomboanele, de ce n-ai purtat geanta aia? Bomboanele la botez. De nu ți-ai gravidă? Dar te-a făcut cu geanta aia. Și ai sărut și pe el îl văd cu geanta aia. Da. Pui cheie de la mașină. Auzi? Cheie de la mașină și o cheie franceză și pleci cu ea așa. Știi, o iei așa franceză. Iese un capăt. Nu contează, lasă să iasă un pic. Cheia franceză aia cu chestii din alea așa la capete, nu? Da, da, da. Iese un moțofleg de la cheia franceză din geantă.